noi am vândut creierii și ea nu are creieri, noi luăm bani pe creierii ei, noi suntem într-o mare mafie, ei spune că suntem budiști. Și de soră s-a spune că e budistă și din noi că suntem budiști. Stoma, când a venit ultima dată, nu mi-a spus până acum că ea, dacă este femeia ursită, sortită, de la Dumnezeu să facă un drac. Că la ea în burtă mărie, o doare burta și la ea în burtă mărie și face și drege. Și pe mine m-a speriat și mai rău lucrul ăsta. Salutare, fraților! În acest episod vă prezint cazul unei familii din Vrancea care a trecut printr-un coșmar. Aceștia susțin că fetița lor a fost posedată de un demon care o chinuie și le face viața un calvar. Povestea trăită de această familie pare extrasă din filmele horror. Dar înainte de a asculta povestea, vreau să nu uitați de like acest episod și să vă abonați canalului Cu Tot Cu Clopoțel, pentru că mai am foarte puțin până la suma de 50.000 de urmăritori. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte mult și mă încurajează să postez cât mai des. Vă mulțumesc și haideți să ascultăm povestea! Viața unei familii din Vrancea s-a schimbat brusc din una obișnuită într-un coșmar de neînchipuit. Totul a început să meargă din ce în ce mai rău după ce fata acestora se transformase dintr-o fetiță obișnuită preocupată de joacă și învățat într-un monstru. Femeile sunt îngrozite teribil de aceasta. Nu mai pot să doarmă, după ora 12 fetița începând să umble prin toată casa cu un cuțit în mână, strigând și vorbind cu diavolul. De parcă nu ar fi fost de ajuns acest lucru, în timp ce femeile dorm, aceasta merge lângă patul fiecăreia și le privește insistent bolborosind. Imaginați-vă să fiți în locul acestor femei. Să știți că în timp ce dormiți, lângă patul vostru stă cineva cu un cuțit în mână, privindu-vă insistent. Deci ce face fata? Cu ce vă amenință? Cu cuțitul, cu ce apucă dă, cu ce apucă în mână, dă în noi, cere țigări, dacă nu am, ia la bătaie. Sare noaptea? Da, toată noaptea fumează, toată noaptea se scoală, nu doarme, bușește ușile, se uită la noi cum dormim. Bunica și mama fetei susțin că fata a ascuns cuțite și topoare prin toată casa. De multe ori fiind amenințate cu moartea ori bătute, dacă nu-i fac fetei pe plac. Iar dacă o supără cu ceva, fata începe să urle și să arunce cu ce prinde în mână după femei. Caută cuțite? Caută cuțite pansetare, trăiesc cu cuțite ascunse, trăiesc cu topoare ascunse, trăiesc cu toate obiectele astea dure ascunse. De multe ori fetița a fost surprinsă în ipostaze stranii, în care îi străluceau ochii, stătea nemișcată mult timp, ori făcea mișcări bizare în cameră. Urla și vorbea cu cineva fiind singură. În cameră a găsit-o odată în sufragerie, mama ei a găsit-o cum îi lucea ochii, cum stătea și fixă, dar fixă stă așa acum de multe ori, așa, și îi lucea ochii ca două lumânări. Și nu e atentă, vorbești că ea poate să strige 10 ori, e atentă acolo, ce vede ea, știu eu ce o vedea ea. Așa, altă dată s-a dus în camera ei, s-a așezat grăcește așa și striga pe sus cu mâinile, așa făcea, vizante, vizante, nu știu ce vede, ce este. Fata susține că a fost ursită de Dumnezeu să nască un diavol și este însărcinată cu un demon, aceasta având în pântece un pui de drac, menționând că l-aude pe acesta cu mârâie în burtă. În stomac, când a venit ultima dată, nu mi-a spus până acum că ea, dacă este femeia ursită, sortită, de la Dumnezeu să facă un drac. La ea în burtă mărie, o doare burta și la ea în burtă mărie și face și drege. Și pe mine m-a speriat și mai rău lucrul ăsta. Femeile sunt mereu amenințate cu cuțitul, aceasta având de fiecare dată un briceag la ea. De multe ori a încercat să se sinucidă, pleca de acasă în toiul nopții în pădure și spunea că își pune capăt zilelor. De multe ori dispărea brusc, pleca de acasă spunându-le că merge în parc și se făcea nevăzută, femeile trebuind să o caute. Cu cuțitul mereu sare, dacă are cuțitul la îndemână... A plecat atâtea ori să se omoare. A plecat prin grădină, s-a tot dus, a închis în cameră de atâtea ori cu cuțitele. Odată a plecat în pădure, acum de vreo luni de zile. Într-o bună zi, eu sapam în grădină și ea s-a îmbrăcat și a spus că pleacă în parc. Mă, să nu s-a uitat unde a plecat în parc. Și am văzut că trece poarta de la mine, din grădină, trece încolo, se tot duce. Și eu acasă întreb, dar unde se duce Roxana, mamă? Ce se duce în parc? Păi parcul e în pădure.
Și m-am dus după ea și am căutat-o. Ea, căutat-o, n-am găsit-o. N-am găsit-o, am venit acasă, pe un timp a venit singură acasă. Dar la ea a avut briceag. Aveam briceag acum, l-am ascuns pe ăla. În multe cazuri, aceasta a fost surprinsă certându-se cu cineva singură în cameră. Fata amenința acea entitate văzută doar de ea și îi spunea să plece. Câteodată vorbește singură în cameră la ea. Ce, bă, bă, ce? Pleacă de acolo, pleacă de acolo, pleacă de acolo. Pleacă, mă, de acolo, n-am treabă de timp. Pleacă, vorbește și foarte multe vorbe care le vorbește singură. Cele două femei au încercat să o ducă la medici, însă acest lucru a fost dificil pentru ele. Fata, neavând asigurare medicală și familia ducând lipsă de bani, au încercat să muncească pentru a strânge banii necesari investigațiilor medicale a fetei, însă a fost foarte greu. Fiind și acestea bolnave, pe lângă asta trebuie să întrețină și gospodăria. Spuneți că nu are asigurare. Nu are asigurare. Nu. Ce să... Și dumneavoastră nu aveți bani să o duceți la... Nu. Eu nu am nicio putere. Nu am. Sunteți doar dumneavoastră amândouă care trebuie să faceți față la toată situația. Cu ce? Cu ce? M-am dus la treabă. Asta vara, un și la doi, dar la Unirea. Să-ți mai împiești și o femeie și grădina acasă și acolo să mă duc. Pentru un ban să mă duc să țin casa. Nu am. Nu am cu ce. Și dumneavoastră suferiți la rândul dumneavoastră de... De poliatrie. Ia, cum arată. Fata mereu aduce acuzații halucinante celor două femei, spunând că din vina lor s-a ajuns la asta. E numai și numai vina lor, pentru că acestea i-au vândut creierul și sunt budiste. Noi i-am vândut creierii și ea nu are creierii, noi luăm bani pe creierii ei, noi suntem într-o mare mafie, nu spune anumite nume de oameni care nu-i cunosc, care eu spune că eu sunt... Și trăiesc cu oamenii ăștia și n-am loc de ea din cauza oamenilor ăștia că trebuie să vină la mine. Și spune că suntem budiști. Și din sora sa spune că e budistă și din noi că suntem budiști. Asta cred. Femeile se simt mereu în pericol cu fata prin preajmă. Nu au liniște nici ziua, dar nici noaptea. Le este frică să mai doarmă, știind că fata le pândește din întuneric, având mereu cuțite la ea. Acestea de multe ori au vrut să plece de acasă, nemai suportând coșmarul. Or s-o dea la un centru de specialitate, însă le este milă de fată. Dar cel mai grav e că vă simțiți în pericol, nu? Da, pericolul este mare. Mare, mi-e frică să mai dorm acasă. Să o las să moară de foame, nu pot. Trebuie să-i aduc să mănânci. S-o dau pe drum, mă, nu putem. Nu pot să o dau pe drum, măi. Nici la un spital rău. Nu mă îndur să o dau să moară pe acolo. Medicamentele nu vrea să și le ia la timp. În multe cazuri a fost implicată poliția și ambulanța. Femeile apelând la 112 în timpul așa ziselor crize ale fetei. Crize în care fata se manifesta foarte violent, fugărindu-le pe femei cu parul prin curte, dar totul în zadar. Ultima dată am fost atacată bine, cu scandal, am luat parul, că dacă vine poliție, eu mă arăt cu parul și dărâm în mașini. După mine a zis că vine, era verișoara mea aici, așa zis că vine, m-a anunțat aia, fugi, că vine cu un par, a fost să-mi luat pe un par mare și vine și după tine. Și am fugit cât am fugit, păi a venit poliția, s-a urmat ce-a urmat. Mă amendează, că nu știu ce, eu nu mai pot apela la nimeni. Când a mai fost un caz până în ăsta, la fel am sunat. A venit poliția. Și salvarea după trei ori m-a înțeles, mai e nevoie să mai veniți? Nu mai veniți. Acum să pot o lăsați, doamne, atât tot să mai veniți. Tot așa a avut o criză. Da. Și da, mai vin de câteva ori salvarea. Și dacă ea n-a vrut să meargă, a semnat, semnează aici că nu, și-au plecat. Eu la ce să mai chea salvarea? Este niciodată. Cât să pot să mai alerg? Nu mai pot, mă mai simt picioare. Acum auzind toate acestea, întrebarea de pe buzele tuturor ar fi dacă fata este posedată de un demon sau de nebunie. Voi ce părere aveți? Scrieți opinia voastră în comentarii.